Bistrița. Eu zic că este o coincidență fericită că Biblioteca Județeană poartă numele lui Ion Heliade Rădulescu, cel care a pus bazele primului periodic în adevăratul sens al cuvântului. Este vorba de Curierul Românesc, editat la București la 8 aprilie 1829 și de aceea am și pus acel frontispiciu pe afișul evenimentului. Mai multe despre acest eveniment va spune domnul profesor George Coandă, căruia îi dau și cuvântul în acest sens. Mulțumesc, domnișoară director al Bibliotecii Județene. Iată-ne la un moment important pentru viața presei dâmbovițene. Este al doilea de altfel eveniment de acest gen. Este vorba de acordarea premiilor celor care le merită, așa cum a hotărât cele două jurii ale filialei Ion Heliade Rădulescu, a unui ziariștilor profesioniști din România. Ca să vă pun în temă, pentru cei care nu știți ce este cu această Uniune a Ziariștilor Profesioniști din România. Ea este continuatoare a vechii societăți a ziariștilor profesioniști din România, care a fost creată în 1919, deci în timpul României Mari, a fost revigorată, sau mă rog, reînviată imediat după evenimentele din decembrie 1989, în 1990, după ce a existat o vâlbâială, o Uniune a ziariștilor neprofesioniști, apoi o Uniune pe care o făcuse România Liberă, până când acestea au dispărut și, între timp, a mai apărut alături de Uniunea Ziariștilor Profesioniști, Clubul Român de Presă, de fapt, al oamenilor de afaceri din presă. Ceea ce trebuie să știți, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este afiliată la Federația Internațională a Jurnaliștilor de la Bruxelles, este singura mare organizație profesională de presă din România de utilitate publică, non-profit, non-guvernamentală, non-politică. Ea încearcă în teritoriu sau la nivel național să asigure pe cât este posibil o anumită echidistanță a presei. Vedem că este imposibil, dar mă rog, noi ne străduim să asigurăm anumită echidistanță deontologică a presei în această țară atât de zbuciumată, atât de turbionată, atât, cum să spun eu, de învârtejită de fel de fel de evenimente. Rolul este aceea de a profesionaliza. Pentru că așa cum prevăd reglementările Uniunii Europene, ziarist profesionist nu este considerat, indiferent dacă ești facultate de jurnalism, decât cei care fac parte din Uniunea de creație dintr-o țară sau alta, afiliată la Federația Internațională a Jurnaliștilor. Așa cum mai spuneam într-un scurt interviu, Uniunea Ziariștilor acordă profesionalitatea nu numai redactorilor atenție din presă, cei cu, cum se spune, cu carte de muncă, ci și publiciștilor care au o activitate permanentă în reviste de cultură, în publicații de informație, în media electronică. Toți se bucură de apărare din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Vreau să vă spun că avem un foarte puternic departament juridic, un departament care asigură apărarea numai în cazul litigiilor spre presie. Deci, pentru cei care nu știați, iată care e importanța acestei Uniuni a Ziariștilor din România. Iar filialele sale, pentru că sunt câteva în țară, unele au dispărut, nu au putut să fie ținute în picioare, altele sunt foarte puternice, astfel că la această oră, în afară de filialele din București pe anumite unități media, cele două cele mai puternice filiale din România sunt cele de la Olteni, la Craiova, unde există un ziarist, o ziaristă practic de foarte bună marcă și profesor de jurnalism la Universitatea din Craiova, și e filiala județului Dâmbovița, care s-a cam întins în ultima vreme, precum o caracatiță. Noi avem membri din Brașov, din Prahova, din Dâmbovița și în curând vom avea și din Teleorman. În cazul filialei noastre, ea a avut un început în 1990 pe singura, a fost mai mult un punct de lucru, pe singura publicație de atunci, Dâmbovița, după 3 ani, datorită unor întâmplări bizare, nu le numesc aici, ea a murit și în 1999 nu mai eram în această filială decât un singur ziarist, cel care vă vorbește,
și doi publiciști. Este vorba de domnul Victor Petrescu și de domnul Mihai Stan alături de mine, care de altfel sunt și vicepreședinți, puteți să-i salutați, sunt și vicepreședinți ai filialei Ion Heliade Răzulescu Dâmbovița. Din conducerea filialei, mai este și secretarul, este și... Ah, nu este, n-a venit, înseamnă că a întârziat de domnul colonel Dan Gâjou. Și un om foarte important în dispoziție, cum să spun, încântat că la această gală participă din partea Arhiepiscopiei Părintele Consilier Robert Marian Puiescu. Din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor este vorba de domnul general de brigadă Constantin Tănase, care este și coordonatorul principal al revistei Eroica, este și prim vicepreședinte pe țară al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria și președintele filialei Mihai Viteazu Dâmbovița. De asemenea, iată-l și pe fondatorul, de fapt, nu le-ați o să le regăsiți câteva premii, fondatorul revistei Climate Literare Ionian Cuvale. De asemenea, salut cu toată dragostea prezența aici, totdeauna este alături de noi la toate mari manifestări, a domnului jurist doctor Vasile Ivan Ivanov, secretarul general al județului Dâmbovița, de altfel și cadru didactic la Universitatea Valahia. Iată-l salut și pe Ștefan Doru Dăncuș, un om care se bate singur, cum spune el, îi place la modul metaforic, să facă viață culturală. Iată-l cu domnul colonel Emil Petrescu, care timp de 20 de ani a condus cu mari riscuri și cu multă dăruire Casa Armată, cum o cunoaștem noi, Cercul Militar după noua denumire. Iată din partea ziarului Dâmbovița pe Irena Oprescu, Bebi, șefa bibliotecii din Pucioasa și redactorul șef al publicației din acel oraș. Iată, am în față doi foști studenți de mea, asta mă bucură, și foști colegi, și colegii consider în continuare, firește, pe Virgil Voinescu, distins reporter și distins poet. Iată-o pe Cristina Dinu de la Columna. Ea mi-a fost o studentă mai proaspătă decât Virgil, veterană din prima promoție de ziariști ai Universității Valahia. Iată-l și pe doctorul în istorie, cu o perspectivă foarte frumoasă, Alexandru Ștefănescu. Vă salut pe toți, iată și pe Alexandru Vâlcu de la Titu, care totdeauna e lângă noi, ne filmează, o să ne bage pe YouTube, o să vă vedeți pe net, cum se spune. Și, da, și nu mai întind vorba, pentru că televiziunile se grăbesc. Trecem la ceea ce așteptați dumneavoastră, dar înainte de acest lucru, pentru că este corect să fie așa, o bună parte din membrii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, din filiala Dâmbovița, foarte mulți de altfel, sunt și membri ai Societății Scriitorilor Tău, premiul de excelență, Jurnal de Dâmbovița, fondatori Alina Mavrodin Vasiliu, senior editor, și Teodor Vasiliu, pentru editoriale de atitudine civică publicate în anul 2012. Domnul Virgil Voinescu, mulțumesc! Deci premiul de excelență se acordă Gazetei Cronica Găieștiului, fondator Florian Stănescu, redactor șef Cătălin Marcu, pentru reflectarea consecventă a spațiului educativ al orașului. Se acordă premiul de excelență publicației Gazeta Munteniei, i-am comunicat, pentru că e simplul regional care îl avem, director fondator Florenț Mocan, pentru rezistența pe piața regională Media Sud Muntenia, timp de un decen. Știa? De ce n-a țară? Dați-mi mie să eu îmi ziua. Da. Se acordă premiul de excelență Gazetei Buletin Informativ al Orașului Pucioasa, editor Consiliul Local Pucioasa, redactor șef Luminița Bogioiu, pentru relevarea consecventă a politicii școlare și culturale a orașului. Să trăiești, dragă. Să trăiești. Să vezi ce-mi face nevasta când o vedea filmări cu fel de frumoase care mă salută. Trecem la categoria, asta a fost la categoria periodic, și la categoria online. Se acordă primul de excelență revistei Singur, director fondator șef Andoru Dăncuș, pentru înfruntarea timpului cu succes un deceniu.
Nicio perioadă. Mulțumesc. Se acordă site-ului Gazeta Dâmboviței Rom, director fondator Gabriel Cristache, pentru rubricile de editorial, eveniment, anchete. Mi-a promis. Eu rămânesc tot eu. Trecem la categoria televiziune. Premiul de excelență se acordă Film Columna TV, manager Dan Ciobanu, pentru emisiunile Fără Secrete, realizator Silvia Ciobanu, și Interviul Săptămânii, realizator Cristina Din. Se acordă postului de televiziune MDI, fondator președintele Consiliului de Administrație Dan Miculescu, manager general Berta Corea, pentru emisiunile Oameni și Locuri și Cazul și Necazul, realizatori Adriana Răceanu și Ion Obăgilă. Au spus că vin și ne-am văzut. E cineva de la MDI? Este. Și acum, mulțumesc domnului președinte, trec pe partea cealaltă. Trecem la edituri, carte, reviste de cultură. Se acordă primul de excelență editurii Biblioteca din Târgoviște pentru promovarea consecventă a cărții de presă publicistică, director Mihai Stan. Se acordă primul de excelență pentru volumul Salonul Portretelor în Peniță de scriitorul Florentin Popescu, editura Biblioteca acolo a apărut, m-a sunat aseară, i-a fost frică de timp, e o oră după amiază și nu știa dacă se mai întoarce, dar noi o să-i mânăm la 33. Nu știm ce e 33. Eu mânăm, nu eu? Da, nu, acolo la becii literare. Se acordă primul de excelență revistei Almanach Bisericesc, editată de Arhiepiscopia Târgoviștei, apărută din inițiativa și cu binecuvântarea în altă preasfinție sale Dr. Nicolae Ghiță, pentru secțiunile Spiritualitate, Cultură și Istorie la Târgoviște și Mărturia Unității. Sigur, vă asigurăm și de acum înainte că Biserica Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Târgoviștei, va continua deschiderea către spațiul cultural pe care îl vede nu doar ca un mijloc de vestire a Evangheliei lui Hristos, dar și ca un mod de a sluji comunitatea noastră locală și, bineînțeles, valorile comune, dreptate, bine, adevăr și frumos, pe care atât Biserica, dar și lumea mass mediei le are în centrul activităților lor. Mulțumim frumos, Arhiepiscopie, Părintele Consilier Robert Maria Împuiescu. Se acordă premiul de excelență revistei Litere, director Tudor Cristea, fondator, redactor și fondator Mihai Stan, pentru rubricile editorial Tudor Cristea, valențe literare Ana Dobre, breviar, susținut de istoricul și cunoscut Barbu Cioculescu. Domnule președinte. Se acordă primul de excelență reviste Impact Cultural, fondator Valdinsu, pentru publicistică literară. Se acordă primul de excelență revistei Climate Literare, director fondator Ion Iacuvale, pentru rubricile Infoclimate, susținută de Victor Sterom, și Convorbiri Colegiale, susținută de un foarte distins istoric și critic literar, Mihai Antonescu. Lucrurile așa cum un capul de presă ca să îl publici. Dați-mi și pentru... Dâmbovița comunitatului. Și dați și fetele de Nicule, deși... Luminica. Atrag atenția asupra unui lucru. Anul trecut am avut o surpriză care mi-a produs frisoare. În afară de două publicații care au scris, e vorba de presă scrisă, care au scris despre acest eveniment, nici presa video, nici alte publicații nu au scris. Doctor,
Ivan Ivanov să adreseze timpul. Prea cu ceea ce părinte, stimați invitați, stimați reprezentanții unei ziariștilor din România, încerc cu emoție și am să vă spun și de ce. Mi-aduc aminte cu 22 de ani în urmă, pentru o scurtă perioadă, vorbesc de martie până în august, am îmbrățișat și eu această meserie de ziarist. Eram redactor la singura publicație care ființa atunci în județul Dâmbovița, la Dâmbovița Liberă. Ocupam funcția de redactor pe probleme sociale și rubrica juridică. Și mi-aduc aminte că sub supravegherea atentă a unor colegi de breaslă remarcabil, am învățat ceva din tainele acestei meserii și de forța cuvântului scris. Fac o comparație nu foarte academică, dar mai în glumă, presa este ca și femeia. Femeia te ridică, femeia te doboară. Prin urmare, autoritate publică care nu știe să cultive relație bună cu presa, n-are nicio șansă de a fi credibilă în fața cetățenilor pe care îi slujește. Ca atare, cu acest gând de stimă, de respect și de prețuire pentru draga presă din Bubițeană, pentru dumneavoastră care reprezentați vârful de lanț al acestei exprimări de astăzi, vreau să vă felicit cu acest privilegiu, să vă doresc un Crăciun fericit și la mulți ani. Vă mulțumesc!